Salut, eu sunt Stringer și bine v-am găsit la un nou episod din seria de Sandras Multiplayer De data asta m-am tot pe purple.buck.ro Nu uitați dacă cumva vreți să intrați pe uh, cea mai tare frecvență Vă aștept pe frecvența 1.3.3.7 care este deținută de mine Alături de uh, Ademar și de Chelu uh, Bun Normal în acest episod trebuia să apară um, Mod pack ul doar că nu știu am întâmpinat niște probleme la modpec uh, și primeam foarte adică aveam multe frame dropuri. uri și am decis să refac de la zero nu știu dacă o vom mai face la medium PC deocamdată văd că merge foarte bine nu știu de la ce îi. nici n-am apucat să pun toate modurile înapoi am pus de mi-am pus în ul și cam atât și hudu ul ăsta nici măcar a, dar dispunctasii n-am pus vă dați seama ce mai vreau să zic uh, că mi-au întruna deci mi-au cel puțin 10 mesaje pe zi îți faci clan, îți faci clan când postezi mult pe cul îți faci clan întrebările astea două mi s blestemate pur și simplu îți blestemate uh, ce pot să zic este că da, cum am spus în episodul trecut, îmi voi face clan alături de prietenul meu, Zenu, adică el îl va achiziționa și eu îl voi administra. Cerințe pentru clan nu, va fi, nu vor fi la început ceva cerințe pentru clan. Eu, mie mi se pare ok să nu fie nicio cerință, dar dacă văd că sunteți nabi, comentați Iuria, vă luați la ceartă, în spamați că copii nobi, ați luat bonus câfă sau văd că vă luați mod cel sau asta, v-am executat instant. De pe frecvență nu pot să fac acest lucru. Bun, oricum, pentru frecven... pe frecvență, dacă ar fi, aș elimina numai pe cei care sunt foarte nabi, adică care fac spam și <laughs> au chef de ceartă, i-aș bana instant cu cel mai mare drag, nu vreau să le zic că... Numele să pară și așa puțin importanți Și în legătură cu modpack-ul Am și spus și voi spune încă o dată Va apărea Când Știu eu sigur că e ok de postat Eu am vrut să-l postez astăzi adică vineri Doar că uite că nu se poate Deci nu se poate și până și mie mi-e ciudă că am avut o cerere enorm de mare la modpack să dezactiveze în bucă. E mod pe cu... Deci asta e gta original, numai ce a modificat eu este... Că am băgat un NB bă, și hudu și modurile Cleo și punctasi, atât am băgat. Și de aici pot trage o singură concluzie. Că este de la GTA 3 mg Nu știu de ce cred eu este de la TimeSick Pentru că de la vegetație n-ar avea de ce. Am dat și eu de problema asta, acum trebuie să o remediez și mai recapitulez încă o dată cu clanul. Deci nu vor fi cerințe, cei care nu aveți un comportament ok, vă voi scoate instant, nu mai stau... Uh fără să acționez. Din păcate aici pe frecvență n-am ca scoate vreo 3 persoane, ce mă enervează și pe mine. Nu le, cum ziceam, nu le zic numele că după și au lumea și mai tare în cap. Le dau importanță că nu știu ce. Pentru majoritatea frecvenței, vă știți voi, adică eu o singură, cred că numai o singură persoană, sunteți pielea pulii, frate. Pielea pulii. Atât pot să zic. Dar nu e problema mă apar și mie asta pe server n-am mai făcut nimic deci dacă dau skills n-am nici silver 1 la ora a, m a speriat acum și voi face silver 1 am decât mapa pe mă în această seară după ce se colește serverul undeva pe la ora 2 mă voi pune să lucrez la modpack deci mai îmi cer încă o dată scuze pentru că nu apare astăzi modpack-ul Chit că mulți așteptați să descărcați um, Hood-ul cu bufniță Apropo Dacă vreți să descărcați radarul Ce l-ați văzut Tot timpul în mod pack L-am postat, îl găsiți la mine pe canal Pe modul Sam.gro Și pe forumurile comunităților mari um, Vreau să-l mai pun și pe GTA All, l-am postat și acolo Acum aștept în moderare Trebuie să-mi accepte un moderator uh, cererea și dacă-mi acceptă va fi postat și acolo și îl, vai, îl voi mai posta și pe uh, game modding. Bun, am mai făcut track, deci doar track am mai făcut. Dacă dau stați, să de om. Apropo, uh, vreau să vă mulțumesc enorm de mult pentru suma de un casaps vățuc, asta trebuia să zic la început episodului, dar nu mi-a venit ideea. Am făcut și un live când ne-am strâns un ca subs și pentru cei care n-ați văzut live-ul, uite vă momentul aici pe episod, așa ca un mic bonus, imediat să dau la canalul tău videoclipuri. Uh, YouTube Studio. Vă arăt așa să vedeți ce și cum s-a întâmpl întâmplat. Măcar atât să vă arăt cum mi-am rupt tricou. <laughs> Uite, live, asta e live-ul. Nu mă să mi se încarce puțin. Să opresc lăutarii. Bun. Așa ca o mică paranteză. Unde aici l-am rupt? Nu mai devreme.

Pe crat, tăi. Ii rupt instant, nu mai, nu mai, nici nu mă găsesc de mult <laughs> de Stringer. Uh, bravo, mă, sărăciu. Îl aveam pe kilo pe fundal. Instant s-o rupt ăsta, căcatul ăsta de pe mine. Aici pieptul meu, frumii. Me. A, ah, stai că... n-ați văzut de web-ul meu. Ia. Stai să... Uh, găsesc și web-ul. Web-ul furătă. Ia video capture. Să vedeți așa. E, uită mm. ai, forțez. Finger. Aici, aici. Ia. Uh, YouTube.com slash stringer 1. Hai că ai făcut un ca, hai. Un Ia, să vedem aici pe Social Blade. Un ca, g, g, -g, -g, -g. Pe nu o mai fac o față când am eu, făcut nu așa. Nu mai, nu mai, nici nu mă găsește mortul ăsta. Sti... Cam asta a fost faza de pe live, dacă îi poți spune așa, înapoi la window. ups, am dezactivat fix ce nu trebuie. Și îmi puneți lăutarii. a fost un live foarte caterincă, în care eu m-am tricou. L-am avut, cum am spus, alături și pe prietenul meu, Kelo. Este așa un episod mai lin în care nu jur. Pe live-uri, da. Pe live-uri mă deslănțu și înjur. Dar pe episoade, măcar pe episoade, să încerc să nu înjur. Chit că nu sunt 100% natural. Pe live-uri pot să spun că sunt cel mai natural. Dar cum sunt în conferințe și asta, ei, e puțină diferență. Bun, la fiecare toți suntem diferiți um, în viața de zi cu zi față de viața cu cameră în care filmăm, dacă pot spune așa. Dar nu e problemă, nu e problemă. Nu știu ce titlu voi pune la acest episod, dar o să mă gândesc eu pe parcurs. Deci, uh, sper să reușesc până la urmă să postez mod pe cu sâmbătă, cu clanul, v-am spus cum stă cu clanul când îl voi uh, crea duminică. Asta am uitat să zic că duminică voi crea clanul. Deci Dacă mai văd uh, comentarii și mesaje în care când faci clanul, când poți mod pe cu am fost destul de clar în acest episod uh, voi da, nu adică nu voi mai răspunde la ele pentru că nu are rost. Uh, mă încarc eu cu nervi aiurea, uh, am fost destul de clar. Deci cam așa a fost episodul prin ziua de azi. Eu am fost Stringer. Nu-mi cer scuze încă o dată. Vă mulțumesc enorm că, că ne-am strâns ca subs pe canal. Toate cele bune. Salut!